Domnule Ghergu, am jucat astăzi cu un alt adversar modest, după Chiajna 0 a urmat Astra 0. Într-adevăr, un adversar modest, cum spuneți dumneavoastră, sunt mare majoritate copii, dar important este că am reușit să ne concentrăm să câștigăm acest joc. Victoria contează și este una importantă, mai ales că ne apropiem cu pași mari de promovare. Da. Noi abordăm fiecare etapă de acum încolo la victorie și vom vedea. Și noi sperăm să reușim anul ăsta să promovăm fără probleme. Am văzut și un debut frumos la 16 ani, Vârteji. Într-adevăr, vizăm mai mulți jucători de la echipele de juniori, îi luăm prin rotație, a apărut acest prilej și eu mă bucur pentru debutul lui și sper să... este un jucător de perspectivă și sperăm să joace din ce în ce mai bine. Ar fi și mai frumos să marcheze și Bogdan Dinu la ultima fază. Important, nu este important cine marchează, ar fi fost bine să marcăm, să mai marcăm, că am avut destule situații de gol și îngrijorător am ratat foarte, foarte ușor.